suntem noi aici pe vlog. Bine ați revenit la un nou vlog marca Life in Slow Motion. Este două noaptea și suntem în curtea interioară a hotelului. Așteptăm să vină un șofer pentru că astăzi vom merge într-un loc magic. Noi ne aflăm acum în orașul Adıyaman, în sud-estul Turciei, iar această zonă găzduiește un loc unic în lume, un mormânt sanctuar construit în anul 62 înainte de Hristos, un loc care în ziua de astăzi este una dintre cele mai populare atracții ale Turciei, în special pentru cei pasionați de istorie. Acest mormânt este găzduit de muntele Nemrut și se spune că acolo este cel mai frumos loc de unde poți vedea apusul sau răsăritul. Așa că, în consecință, suntem acolo. În curte acum și așteptăm să plecăm la ora 2. Așteptăm șoferul, avem vreo 2 ore cu mașina și vreo drumeție de vreo jumătate de oră. Țineți aproape. Stați aproape! Hei, suntem tot noi aici pe vlog. Am ieșit în stradă, într-un bazar care e foarte viu pe zi și acum este gol. Așteptăm. Șoferul. În noapte. Au mai trecut 5 minute, n-a venit șoferul. Hotelul nostru se află într-un bazar care cum este întuneric. Mai știi că deja, adică degeaba vorbim o șoaptă, că nu suntem doar noi cazați aici. Adică nu puteam decât pe noi să ne trezim. It's not that cold. Împreună cu toată mulțimea de câteva sute de oameni pe altarul de foc de la muntele Nemrut și așteptăm răsăritul. Și așa arată un om pregătit de vlog pe care îl dur urechile. De la vânt și de la altitudine și la infort. Muntele Nemrut a fost descoperit în anul 1881 de către un arheolog german. Acesta fusese trimis de către Imperiul Otoman să evalueze rutele de transport din această zonă și a fost uimit de prezența acestor statuete ce împodobeau crestele montane, iar ulterior a început să răspundească această informație, ce avea să fie mai târziu una dintre cele mai mari descoperiri ale lumii. Monumentul se află la o altitudine de peste 2000 de metri și ruinele se întind pe terasele de est, vest și nord ale muntelui Nemrut. Deși o comunitate mică care a crescut și s-a dezvoltat între două civilizații mult mai mari, precum grecii și persanii, comagenii se pare că și-au lăsat o amprentă destul de puternică asupra culturii universale. După cum v-am spus în introducere, acest loc este cunoscut ca fiind cel mai potrivit loc din lume pentru a putea vedea răsăritul și apusul. Noi acum ne aflăm pe una dintre cele trei terase, și anume pe terasa din est. Soarele acum răsare, de fapt a răsărit deja și, într-adevăr, este o priveliște pe care, nu știu, n-am mai văzut-o până acum, n-am mai întâlnit-o, sperul. Da, deja magia s-a stins puțin pentru că s-a luminat foarte mult. În schimb, se poate vedea relieful, care este impresionant și pe care noi nu l-am văzut când am urcat. Da, noi n-am, când am urcat cu totul... lanterna de la telefon.
Am văzut doar niște lumini ale orașelor din prejur. După cum a spus și Monica, monumentul este format din trei terase, una la est, una la vest și una la nord, iar aceste trei terase sunt așezate în jurul unui tumulus, acest mare malder de pietriși din spatele meu. Eu am crezut inițial că este un mic munte natural, însă acesta a fost făcut de om și se pare că au făcut acest malder pentru a proteja mormântului Antiochos de eventualele săpături care ar fi putut devasta sau oameni care ar fi vrut să fure din acest mormânt, pentru că încercând să sapi în acest mare malder de piatră, tot timpul se va prăbuși și este imposibil să ajungi la mormânt. Încă nu se știe nici în ziua de astăzi unde e exact, în ce loc este mormântul lui Antiochos, iar o să mergem să vedem fiecare terasă în parte, pentru că această mică cultură, acest mic regat se afla la granița între două mari civilizații, cea greacă și cea persană. Aceste mari sculpturi descoperite aici sunt formate din, partea de jos este formată din îmbrăcăminte persană, iar capetele au influențe grecești. Ruinele au fost construite în perioada și la cererea regelui Antiochos I. Acesta și-a dorit să realizeze un loc în omagiu pentru strămoșii săi, dar și pentru zei, și de asemenea un loc pentru mormântul său. Și-a dorit pentru locul lui de veci să aleagă o zonă cât mai înaltă, cât mai aproape de ceruri și implicit de zei, și un loc potrivit în care oamenii să poată veni după moartea sa pentru a se ruga și de asemenea pentru a organiza festivități în cinstea zeilor. Dintre cele mai conservate, de fapt cea mai conservată și cea mai impresionantă terasă dintre cele trei este terasa de est. Pe terasa de est se află 5 statui imense. La partea de sus sunt cele 5 statui în poziție de șezut, cu îmbrăcăminte persană, iar capetele, care inițial au fost pe acele statui, au căzut sau au fost, se crede că ar fi fost și distruse intenționat și au fost dărâmate. Și de aceea și nasurile acestor capete sunt distruse. Cele 5 statui reprezintă zeității persane și din Grecia. Și regele Antiochos a așezat și el printre aceste zeități. Iar la extremitățile celor 5 statui se află câte o statuie protectoare cu un vultur și cu un leu. Tot aici, în partea de jos a acestei terase, se află niște pietre pe care sunt inscripționate legăturile genealogice ale regelui Antiochos pe parte paternă persană și pe parte maternă elenă. Nu se știe sigur dacă aceste legături sunt reale, dar acest rege a dorit să arate populației o legătură puternică între el și aceste două mari civilizații. Tot aici, pe terasa de est, se află și un mare altar. Inițial, acesta a fost un altar de foc, însă noi astăzi, împreună cu mulțimea de oameni care au urcat aici, am stat pe acest altar și am așteptat răsăritul. Acesta a fost un altar de foc în perioada în care templul sau monumentul de aici a fost construit și este foarte posibil, pentru că această cultură avea influențe persane, este foarte posibil că acest altar de foc să fie avut influențe din religia zoroastriană. Terasa de nord sunt foarte multe lastre de piatră foarte mari care nu sunt inscripționate și această terasă este mult mai lungă și mai îngustă decât celelalte și se crede că a fost folosită ca o cale de procesiune pentru ceremonii.
Istoria spune că regatul Comagene a luat naștere în anul 109 înainte de Hristos și s-a născut ca un regat independent ce își propunea să unească cât mai multe comunități cu obiceiuri și credințe diferite. Iar regele a construit toate aceste temple în această zonă cu scopul de a crește credința comunității în zei și de asemenea de a instala pacea pe termen lung. Am ajuns și pe terasa de vest, unde se repetă acea serie de 5 sculpturi mari, însă aici regele a vrut să reprezinte și mai tare legătura sa cu zeitățile și există niște reliefuri în care acesta dă mâna cu o zeitate. Tot aici există și un relief al unui leu cu o serie de stele lângă, care se spune că ar reprezenta depicția astrologică a cerului în data de 6 iulie anul 62 înainte de Hristos, data la care se crede că s-a început construcția acestor monumente. Faptul că sculpturile sunt atât de mari și de grele, având o înălțime de 8-9 metri, iar unele dintre ele ajung chiar și până la 9 tone greutate, dovedește că tehnologia folosită în acea perioadă la construcția acestui monument a fost una foarte avansată și asta a făcut ca UNESCO să considere acest monument unic și să-l includă în patrimoniul UNESCO în 1987. Hei, stăm noi aici pe vlog! Hei, hei! Hei, hei, hei! Hei, hei! Aoleu, mă rog tu, hei, hei! Vine, vine, Deluță! Oh! Oh! Hei, suntem noi aici pe vlog, la final de vlog. Încheiem acest vlog de pe muntele Nemrut. Unii au spus că ar fi, pentru că în turcă la munte se zice Dağ. Unii ar fi spus că acest munte, în traducere în limba română, înseamnă nemurirea dacilor. Și faptul că regele Antiochos seamănă la căciulă și la barbă cu dacii, ne-a făcut și pe noi să credem că poate avem vreo legătură cu această cultură de aici. Asta și pentru că suntem dacii. Însă, când vezi ceva frumos, zici că e de-al tău. Însă distanța este destul de mare între locul de aici. Da, și pare e greu de crezut. Da. 100 de kilometri de Siria și la vreo 2500 de kilometri de Sarmisegetuza. În orice caz, încheiem acest vlog de la muntele Nemrut și continuăm plimbarea noastră spre în jos. Ori în stânga, ori în dreapta, nu se mâncă, sigur. Nu știm unde mergem în continuare. Da, de mers mergem, adică de mers mergem, sigur, vloguri vin, sigur. Continuăm turul nostru prin Turcia, așa că dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați, ne dați like, subscribe și share masiv! Ne vedem data viitoare! Ciao! La revedere! E ușor la coborâre. Da. E vis? Suntem noi aici pe vlog, cum să zicem. Ha! Mergem pe terasa de est, vest, nord, sud. Întregi era de 8-9 metri. Oh, ce-am vrut să zic? Hai că a ieșit. Am 14 ore. Istoria spune că regatul Comagene a luat naștere în anul 109, frate, în 1000 m-am născut eu. Deci. Istoria spune...